Noaptea trecută, inima plină de frumos a Adelei Petre a încetat să mai bată. În vârstă de 89 de ani, Adela Petre a fost un veritabil ambasador al României, al portului și al tradițiilor peste tot în lume. În 2012, Adela Petre a obținut titlul de tezaur uman viu din partea UNESCO. Adela Petre i-a cunoscut pe toți președinții României sau familiile lor, de la Nicolae Ceaușescu până la Klaus Iohannis. În mai 2014, o țară întreagă a fost impresionată de imaginile în care a doua cea mai puternică femeie din lume, Jill Biden, soția vicepreședintelui Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a îmbrățișat-o pe Adela Petre, veterana meșterilor populari din România. Buzoianca nu s-a aflat însă la prima întâlnire de grad înalt, ea având privilegiul, cu care puțini români se pot mândri, de a le întâmpina pe primele doamne ale Statelor Unite din ultimele decenii. În 1990 s-a îmbrățișat cu Hillary Clinton, iar în 2008 cu Laura Bush. De la aflarea veștii că artistul popular Adela Petre a decedat, zeci de mesaje de condoleanțe au fost postate pe paginile de socializare. Adela Petre a îndrumat zeci de ucenici în arta populară, a oferit patrimoniului cultural sute de țesături din păr de capră, a arătat lumii prin expoziții tradiția autentică a zonei Buzăului și de aceea a fost declarată tezaur uman viu de către UNESCO. Creațiile sale i-au impresionat și pe americani, aceștia dându-le denumirea de picturi cu păr de capră.